Bună ziua, dragi prieteni! Eu sunt bucuroasă să vă văd din nou la canalul nostru. Astăzi eu am din nou o rețetă americană, Chocolate Chip Cookies. Acestea sunt cele mai populare cookies, fursecuri, biscuiți în America. Ele se fac cu ciocolată albă, cu mentale, cu miez de nucă, cu diferit se fac. Dar astăzi eu le-am făcut cu ciocolată și cu miez de nucă. Sunt delicioase și se fac foarte rapid. Dar ne uităm de ce ingrediente avem nevoie. Zahăr brun 200 de grame, zahăr obișnuit 100 de grame, 180 de grame ciocolată, 270 de grame făină, 2 lingurițe extract de vanilie, 1 linguriță de sare, jumătate de linguriță praf de copt, 120 de grame miez de nucă, 2 ouă la temperatura camerei și 230 de grame unt, tot moale la temperatura camerei să fibă. Toate ingredientele de dorit să fibă la temperatura camerei. Într-un bol mai încăpător cernem făina. La făină adăugăm praful de copt cu sarea și amestecăm totul bine între ele. Atât, este de ajuns. În bolul de la mixer adăugăm untul moale. Iată așa, moale trebuie să fie untul. Și amestecăm puțin untul, fără zahăr, fără nimic. După ce amestecăm puțin untul, doar puțin, 30-40 secunde, adăugăm la el zahărul obișnuit, începem să mixăm și apoi adăugăm zahărul brun. Zahărul brun îl adăugăm puțin câte puțin. După ce am terminat de adăugat tot zahărul brun, mărim viteza și mixăm timp de 1 minută. La noi a trecut o minută, este de ajuns. Strângem de pe margine. Și acum adăugăm câte un ou și amestecăm de fiecare dată bine. Adăugăm și extractul de vanilie. Eu am incorporat bine și ouăle și cu extractul de vanilie. Acum adăugăm făina, adică ingredientele uscate le adăugăm și amestecăm totul bine. Cât se incorporează bine și făina, eu voi mărunți puțin miezul de nucă. Vreau să vă spun că dacă doriți, puteți să coaceți puțin miezul de nucă în cuptor. Va da o aromă și încă mai plăcută. Eu nu voi face acest pas. Eu am terminat să mărunțesc miezul de nucă. Vreau să vă spun că dacă nu doriți sau nu vă place sau aveți alergie, nu le adăugați. Omiteți acest pas, adăugați doar ciocolată. Cât am mărunțit miezul de nucă, s-a incorporat bine și făina. Vedeți ce a luat frumos și foarte delicios am obținut noi. De mixer nu mai avem nevoie. Și acum, la luat, adăugăm miezul de nucă, ciocolata și amestecăm totul bine. Vreau să vă mai spun că dacă nu aveți un mixer, puteți să faceți aceste fursecuri totul să amestecați cu o lingură, cu o spatulă și tot va ieși foarte bine. Doar că va trebui să lucrați puțin mai mult. Eu am terminat de amestecat bine. Vreau să vă spun că acum acest aluat, această compoziție pentru fursecuri, puteți să o puneți într-un săculet sau în folie de plastic și o puneți la congelator. Și când doriți voi, scoateți și faceți fursecurile. Sau dacă doriți, puteți jumate de fursecuri să le faceți acum, dar jumate le puneți în congelator și le faceți la sfârșit de săptămână. Eu am aici tava. Pe tava am covoraj de silicon. Nu ung cu nimic, voi puteți să puneți hârtie de copt și tot să nu ungeți cu nimic și vom forma fursecurile noastre, iată așa, cu o lingură de care o avem în bucătărie sau cu o lingură de înghețată. Și cum doriți voi, doriți le faceți mai mari, doriți mai mici, lăsăm loc între ele. Cu lingură de înghețată va fi mai comod.
dăm tava noastră la cuptor, depinde de cuptor, pe 8-10 minute sau de la 10 până la 15 minute. Eu am să vă arăt cum trebuie ele să fie. La 180 de grade. La noi fursecurile sunt gata, au stat 10 minute în cuptor. Priviți cât de mult s-au extins pe suprafață, de ce am spus că să lăsați loc mult între ele. Ele acum sunt așa puțin mult căluți. Așa trebuie să fie, nu înseamnă că nu scoapte, dar le lăsăm așa pe tavă să se răcorească puțin și apoi le scoatem de pe tavă. Eu am terminat de copt toate fursecurile noastre, priviți cât de bine arată, sunt extraordinare, noi deja așa am probat. Eu acare am făcut mai mici, care mai mari, dar toate sunt delicioase. Ele se primesc foarte multe, aici sunt în jur de 30, vreau să vă arăt, iată cum sunt aici, am să rup și una. De pe tavă, când le scoateți deodată din cuptor, să nu încercați să le scoateți, că ele sunt foarte moi și se fărâmă. Le lăsați pe tavă să se răcorească și apoi le scoateți. Și probăm? Voi proba o bucată și cu voi. Marginea este puțin crocantă, cum vedeți că marginea este și marginea este crocantă puțin, vedeți că este mai ruminită, dar aici în mijloc sunt moi, foarte fine sunt. Cred că se vede, priviți atât și când se rupe, se vede. Sunt foarte gustoase, ciocolată și cum este de nucă, întotdeauna este cel mai gustos. Dar noi am ajuns la sfârșitul și aceste rețete. Dacă vă plac rețetele noastre, abonați-vă la canal, puneți plus, dați share, urmăriți-ne pe pagina de Facebook, pe Instagram, dar eu vă spun pe curând și ne vedem la o nouă rețetă!